Aoleu. E dezastru. Le-am pus ca naibii. Aoleu, mamă, cred că sunt 4.899.000 de milioane de grade. Of, mamă, ce pot să zic? Sper ca să mă ridic la pretențiile colegilor. Ia. Și mă ajută focul să fie foarte călmuț, atunci nu rămâne decât să fiu geană pe el. După aceea, mirodenii, piper, sare, toate celelalte, după pofta fiecăruia. Tocănițele gustoase se fac, bineînțeles, cu ceapă ardei, am spus. Cartofii tăiați așa sferturi sau optimi mai lungi, amestecat la început până se combină aromele, iar apoi lăsați să fiarbă, fără să-i amesteci. Spre sfârșit se adaugă și usturoi. Unii mai pun câte o foaie sau de două de dafin, tocănițe de cartofi, un picuț de cimbru, unii adaugă și mărar spre final sau pătrunjel, ori ambele combinate, dar în orice caz usturoiul spre final dă gust unei tocănițe de cartofi. Acum este momentul ca să pun și niște bulion, să dăm culoare, să dăm savoare, să dăm de fapt gust. Înainte de a ajunge la piper, la sare, la toate celelalte. Senzațional. Fierbe prea tare tocănița de cartofi și mai mult o supă de roșii decât o tocănița de cartofi. O supă de roșii cu mult ulei. Cam așa arată mâncarea lui. La cererea a sute de mii de telespectatori nedumeriți, Aurel mai execută un foc de tabără. Vă rugăm să fiți atenți și să învățați acum procedura. Dacă mai face unul, rămânem fără păduri. Mici, ceafa de porc. Aici, ceafa de porc, bineînțeles. Și cârnați. Încep cu micii. Îmi umezesc mâinile, iau suficient cât să semene amic. 1. Mă întreb de ce n-a cumpărat mici gata trași, că era mult mai simplu. De ce să se chinuiască? Cu ceafa n-am nicio problemă, dau condimente pe ea și gata, s-a scos. Cârnații sunt proaspeți și n-am nici cu ei vreo problemă. Micii trebuie să fie mai degrabă subțiri decât groși. Pentru că dacă sunt groși, se ard în exterior și nu se fac foarte bine în interior. Excepțional. Am niște emoții. Excepțional. Excepțional. Tot cu lingura aia din gură, în mâncare, în Kaiser, în vai de capul meu, nu-mi place. Dați seama cum o să fie și cu condimente. Și cu puțină sare de Himalaya. Sare de Himalaya la tocană de cartofi cu Kaiser. E asta, da. E asta numai în România se putea întâmpla. Doamne Dumnezeule! Măi megastar, măi Aurel Moldoveanu, ești inedit pe cuvântul meu. Nu o să pun foarte, foarte, foarte multă. O să pun și puțin usturoi. Păi usturoiul trebuia pus puțin mai devreme, ori dacă vrea să-l pun acum, să-l pună măcar mărunțit bine, bine, bine și să mai lasă pe foc, știu, un 7-8 minute mâncărică. Altfel nu e bine. Dar mă bucur că adăugați și usturoi. Căței de usturoi. Și verdeața. E ultima seară și asta înseamnă că e și ultima limuzină a săptămânii. Ar trebui să fie mare bucurie în limuzină, să se arunce cu căciulile în aer, să curgă șampania printre biele, manivele și să iasă artificii prin țeava de eșapament. Dar nu e așa. Deci, ultima zi! Ultima zi, cea mai periculoasă zi din viața noastră. Mamă. Deci e nenorocire, crimă. Ne așteaptă nebunul, stăți cu mamă, cap. Nu ne-am cumpărat sandvișuri. La ce vă așteptați, sincer? La ce e mai rău? Ca să fim corect. Așa. A fost ok? Elegant, bravo, nu? Mami. Elegant, frumos. Bun. Carnea, fleicile sunt pregătite, sunt condimentate. Uitați cum arată, nebunești, da? E, acum le las puțin aici să odihnească, să mai odihnească și să pregătesc suprafața grătarului cu ah, ce frige. Grătarul până să fie uns cu ulei sau cu untură trebuie bine, bine frecat cu o pere de sârmă ca să elimine rezidurile. Apoi, de-abia se gresează cu ceva grăsime.
nebunia lumii. Sunt convins că, o să-i surprind. Picnic a la moldoveanu. Sincer să fiu, eu mi-am luat, mi-au o sticlă cu apă la mine, ca să vă spun de acum, și nu mănânc, ca să fiu sigură că nu mor, că mai am câte ceva concerte, am și o mamă, un copil, deci nu vreau să mor, cu alte cuvinte, că e în stare. Deci nu vine să cred, priviți cum arată una dintre părțile cefei, senzațional, deci vrajă, vrajă, Dumnezeu mi-a ajutat, iar între timp eu pregătesc masa. În câteva clipe trebuie să-mi vină invitații, oameni buni. Masa este viu colorată, oglindind fidel vibrațiile vieții, contrastele sunt clare, apropiate sufletului omenesc, întregul aranjament este inspirat din frumusețile naturii. Așa, mulțumim! Bine, vezi cum îmi dai cu asta în cap. Vă rog, știi, doamnă, adică... să fie elegant totul. Hai, mamă, ce casă! Hai că ține asta așa. Luăm casa aia eu, deci știi fiecare cu ceva. Tu vrei casa aia? Da. Gata, am ajuns. Hai! Aurica! Unde ești, mă? N-a lăsat ăsta pe malul lacului, ne-a adus și aici n-a lăsat. Iată vin, ținându-se iată agale, vin colindători. Ca trei jucării stricate, un bătrân și două bătrâne. Hai de mine, hai! Hai tu, ca că nu mă ține. Deci patru ai din star, ca să știi! Să se știe! Ce de fițe, ce la mogoșoaia, ce pe unde ne-a dus pe la Corbeanca, deci pentru, Zara. Pentru Ciulini ăștia trei și pentru urzicile astea doi. Urzicile sunt foarte bune, îndesesc părul și fac coada strong de la picioare. Ia uitați! Nu-mi aplaud temerarii invitați. Mă așteptam ca Aurel să ne întâmpine într-un astfel de loc, cât se poate de sovaj. S-a potrivit de minune cu felul de a fi al lui Aurel, pe cuvântul meu. Uite ce scrie aici. Mă, ești nebun? Pălincă pentru Marc. Am primit-o de la un bun prieten. Da. Este ținută în lemn de duc. Dut. Palincă pentru Marc cu cea cu arcul. Da, e un gest foarte frumos, sincer. M-a impresionat. Dacă nu are peste 90 de grade, să nu-mi dai premiu. Să nu-mi dai notație. Nu vreau. Numai să guști. Nici să guste. Deci nu-mi dau să guste. Nu, nu, nu. Mamă, nu, cum nu, e roasă. Să îi pare frumos, pentru că e cina mea, n-am cum să-mi țin neterminați invitații. Doamne ajută. Să rămânate pop, știi de ce. Sănătate, fericire, complimente la neamuri, tot ce vă doriți. Ia, arde. Deci nu poți să ridici măcar o gură. Cred că mi ajunge 6 luni de zile de acum acolo. Felul numărul 1, ta da. Aperitivul a fost senzațional. Înainte de a începe mâncarea, am o surpriză pentru tine. Este de asemenea un vin de Bordești. Este un vin alb. Nu beau vin, nu prea beau alcool, dar chiar dulce, foarte bun vinul. Ne bucurăm, sper să trăiesc după picnicul ăsta de la tine. Ne-a Dumitre, să-ți dea Dumnezeu sănătate pentru vinul ăsta absolut fascinant pe sufletelul meu. Zi, te rog, cum e vinul? Foarte, aici lângă... foarte bun. Deci, împărate, îl ții când tu ai ordonat și ai spus pac, pac, vinul ți-a venit. Între picioare îl ții. Atât de puțin m-a interesat mâncarea pe care a pregătit-o, pentru că nu mă așteptam să găsesc mai nimic interesant pe masă, deoarece știam că nu gătește. Să faceți abstracție de faptul că voi mâncați cu maximă poftă. Eu să mă ocup de ceva foarte, foarte cald. Poți să nu zici că faci mici ăștia lângă mine, că te omor. Îi fac mai încolo, tu trebuie să stai acolo. Am promis mici. Simți cum scârție? E de bine sau de rău? E de foarte bine. Asta e brânză naturală. Brânza de oi de la mărginimea Sibiului, deci m-a uns în străfundul sufletului, mai bun de-a ta nici să putea, o brânză mai sănătoasă și mai bună ca asta de la mărginea Sibiului, nici că să putea mai grav de atât, nu se putea. Zacusca asta din ce e făcută, Aurel? Nu știu bucația, dar e senzație. Deci este făcută de către mama mea. Să-i dea Dumnezeu, cum o cheamă pe mama? Ioana. Așa? Doamna Ioana, sănătate! Deci, domnul Horia, am avut dreptate. E din toamna trecută, auzi. Desigur, salata de vinete foarte bună de asemenea. Mă îndoiesc că le-a făcut el vinetele, zacuscă, tot așa mă îndoiesc că a făcut el zacuscă, dar nu contează lucrul ăsta, ci faptul că s-a gândit, l-a aranjat frumos, ne-a primit cu niște chifle. Și acum mândria mea, o să înțelegeți de ce eu m-am despărțit de carne și de o viață aparent firească. N-ai o viață firească și n-ai avut niciodată. Corect, dar din punct de vedere alimentar am zis să mănânc ceva mai îngrijit. Nu exagerat, poate am zis pe gură chestii, trebuia să mă gândesc tot. Ei, mândria mea sau justificarea mea o reprezintă... Așa, limonada cu gingerică sau cu...
Ginger, cu da. Ce? Să știți că este foarte bună, foarte bună. Un pic cam acră, adică pentru cei care cred că este limonadă, nu este limonadă și te ustură așa, nu știu cum, adică e ceva cam ciudat, dar este foarte bună la gust și cred că este foarte sănătoasă. Mami, mișto. Mamă, cât de bun e. Bună? Cum e? Bun. Deci are ginger în el? Da, ceea ce este iute și face diferența între sucul normal de orange, de portocal, este gingerat, este ghimbirul. Cel care, de fapt, topește absolut totul. Foarte echilibrează tot, tensiune, tot topește. Dar ai pus și portocală în ea. Asta e, este portocală stoarsă. Mamă, portocală, fără miere de albine în contextul ăsta. Știi ceva? Megastarul nostru i-a uimit pe invitații. Și pe Roxana Marcu și pe Daniela Gheorfi, care nu comentează, că e sclifosită, și nici pe Mircea Zara. Deci dacă tu bei două luni din astea și îmi spui că mai ai voată nevoie de cremă, de machiaj pentru spectacol, eu îți plătesc contra valoarea tuturor cremelor de 10 ani încoace. Deci asta este o minune, este fabulos, este descoperirea numărul 1 în lume. Delicioasă, pe cuvântul meu. Deci chiar am zis că o să încerc și o să fac acasă. Eu o făceam, dar nu puneam portocală. E, data aceasta o să adaug și puțină portocală, că foarte bună a fost. Pentru vară e perfect. Hai bre cu muștarul, cu mititelul. Ia uite mititeii. Mă vezi să nu cumva să faci una în alta, că te omor. Nu vreau, nu-mi pui asta așa. Nu mă numi mititei? Vrei cu muștar, Marco? Nu. Nu vrei. Sunt verificați ăștia? Ca un usturoi, dație, nu-ți place. Da, sunt verificați. A ficat o... Deci eu nu v-aș aduce ceva, uite. Da, să văd eu. Uite. Da, eu vreau asta cea mai arsă. Mm-hmm. Te rog frumos. Genial. Așa, da, bravo. Ce-a găsit mai arsă acolo asta, și acolo? Da. E nebună. Și asta, atâta. Așa. Ia vină și la mine. Roxana. Friptura, eu zic că mi-a ieșit ok, pătrunsă, foarte bine arăta, Dan a mâncat 2-3 bucăți de ceafă. Carnea cam arsă, dar cam așa este la picnic adevărat, adică nu poți să le faci ca la carte. Tot ceva așa a făcut, purpolit bine. Ce e? Ceafă de porc foarte dulce. Dar adică foarte fragedă, asta înseamnă dulce. Și oasele astea? Și alea sunt foarte bune. Alea se mâncă, mama, astea îmi place. Mici sau de aici? Eu mici. N-am gustat din friptură pentru că nu mănânc porc. Încerc să evit porcul cu desăvârșire. Am devorat, în schimb, cred că le-am pierdut numărul, vreo 5 mici care au fost absolut senzațional, cu acel muștar pe care parcă îl adusese așa din timp, din istorie, îl adusese în seara asta acolo pe masă. Era același gust de muștar pe care eu îl știam de când eram foarte mic, de pe vremea lui Ceașcă. Adică muștarul ăla, muștar de mici. Genial. Mi-ați permite doar pentru gust să vă aduc și puțină tocăniță din aia, să vedeți doar cum e. Eu nu gulaș. Gulaș. Igen. Cel care s-a arătat interesat și într-adevăr din bun simț sau poate chiar a plăcut, asta nu s-a aflat niciodată, a fost Mircea, care a gustat, a mâncat, a servit. Recunosc că am fost singurul care a devorat pur și simplu felul principal, și anume acea tocăniță de cartofi, care i-am spus gulaș la modul general, dat fiind faptul că avea ceva din izul gulașului tradițional unguresc. Voi nu știți ce înseamnă să faceți bob guiaș sau guiaș. Mami, ascultă-mă puțin. Eu sunt convins este că e foarte bun, dar nu mănânc. Nu pe bun. Senzațional. Vrei numai puțin. Deci ți-ai un dumicat, sora mea. Ai mâncat. Eu am mâncat, dar vreau să... Mami. Să nu te refuz, îmi pui un pic că mănânc. Ok. Hai. Bob guiaș. Ce am cu gulaș? Că ăsta nu e gulaș. E bob ghiu. Mă rog, e gulaș. E condimentat. Mircea, zi-o așa că îmi place. Asocierea mă favorizează. Bob ghiu. Uite mă cum era. Bătăiți-a. Mami, te rog, mănâncă și tu. Gustul și asocierea de gulaș. Crede-mă, e gulaș, gulaș. Să văd ce mâncărică de cartofi, adică ceva gătit, wow. Foarte bun, ce mănâncă aici, nu știu. Coastă. Mamă, pe bune că ne-ai impresionat. Mam, ești peste mine. Eu nu știu să gătesc, dar m-am străduit foarte tare. Tu mi-a ca să spun, bă, fraierul a mâncat? Nu știu, dar s-a străduit. Deci am mâncat gulaș peste tot, mă rog, în zona Ungurinii, Miercuraciu. De mâncare de gulaș. Lasă că l-am străduit. Asociativă, este. Uite-te în ochii mei. Ai. Cu condiment, cu asta. Păi a pus niște carne de vită în loc de Kaiser, pe puri. Nu mergeam. Eu zic bun gulașul ăsta. Bun gulaș. Exact așa cum se face gulașul la unguri, doar că lipseau bucățile de cărniță de vițel, fragede și bune, care de obicei acompaniază gulașul tradițional unguresc. Mâncarea de gulaș, nu ciorba de gulaș. Mamă, îmi pregătesc acum momentul special de desert. Am aici aveți mile de aceste mere.
Prieteni, uite. Vouă trebuie să vă spun. Poți să link farfuria, că e de unică folosință. Am lins farfuria și cred că asta s-a văzut și la cadru și mai mult de atât n-am ce să spun. Nu, nu, că mai am pus să o lingi, că să știi că nu avem apă, ceea ce faci tu mă ajută pe mine, nu avem apă. Prieteni, v-am pregătit un desert cu totul și totul special, cum n-ați fost voi în stare. Adică, porumb fiert în lapte, dar și copt, și mere în crustă de celofan. Nu ajunge că n-am auzit în viața mea, dar nici nu o să mai auzi, decât dacă vii pe la mine din când în când, când mă invită băieții la cireașa de pe tort. Hai, mămică, hai cu porumbul, hai cu porumbul! Se bagă ăsta aici. Așa. Hai că simt asta, nu mă ajuta, nu, nu prefer să iau tot 10 cu meritul meu. Care 10, bă, că-ți dăm 2? Hai. Oricum îți dăm 2. 2 ore de așteptare. Hai, dar ca s-a meritat, asta este întrebarea. Da. S-a meritat, nu? S-a meritat. Deci, sare? O parte cu sare, o parte fără. Desertul porumbul copt, eu nu știu că e desert, dar o fi desert, cu mere coapte, n-am mâncat așa ceva și nici nu mănânc. Dar să știți că una peste alta, Aurel adică chiar s-a pregătit pentru această masă. Știuletele este și anume decopertat de bobițe. Mă, vă sunt cum asta de pe mine, merele alea. Este decopertat de bobițe? V-am luat-o înainte? Nu gust. Să dovedește că bărbatul știe să decoperteze mai repede știuletele decât o femeie? Corect. Da. Întotdeauna bărbatul Zara. Știe unde să lovească. Mă, ne cânti ceva ce cu tucara aia? Mă, dacă vreți eu vă... Hai mă, ia pune-te aici ia și pune-te cântă. Cântă. Mă așteptam clar ca Aurel să ne și cânte în seara asta, el să fie surpriza artistică a poveștii. Iată, a venit într-adevăr exact cum așteptam să ne cânte, dar nu oricum cu o chitară, un adevărat trupadur. Chitara, jumătate sau cum să zic, bastonul meu de sprijin, chitara, fără chitară eu nu mă văd. Eu nu știu dacă v-a plăcut, eu nu știu dacă sunteți voi atât de mulțumiți de... După amiaza asta a patra fiind, cu bancurile, cu porumbul, cu ciocolăul, cu ce probe a făcut el acolo la abajur. Dar de o seară fără puțină muzică așa golonească, studențească, eu zic că nu a merge. Golonească. Și știți de ce am pregătit asta? Pentru că ea chiar a lipsit de 3 seri. Reina Ocule, mă, cenacul flacăra? Cenacul flacăra, fiecare ia ce vrea, ce lipsește. Ia o zi. Mergeau prin pădure Dana și Roxana, după frați mure, hop, Mircea Zara. Bine, Aurel a vrut ca să fie un pic mai așa boem, să ne dedice fiecăruia câte un vers, dar cel mai bine o fac maneliștii și el nu face parte din categoria asta. Dacă v-a plăcut Cioca sus, dacă v-a plăcut știuletele sus. Te-a luat chitara și te-a cântat și ne-a încântat cu vocea lui frumoasă. Eu zic că a fost un plus, pentru că până acum nicio seară n-am avut parte de așa ceva. Nu, n-am ascultat muzică mai deloc. Eu de mult caut o fată, nici prea slabă, nici prea înaltă, și la sală i-a lucrat Roxana Danată. Vreau fata primarului, eu sunt sărac, ea are zestre. Eu sunt artist, studentă este, să avem o viață ca-n poveste. Asta într-adevăr a fost o seară clară de picnic, o seară, o după-amiază de picnic. Exact așa cum trebuie să fie. Lua Aurel 10 cu felicitări, așa cum am dat la toată lumea, îi dau și lui. Nota mea pentru Aurel, clar cum au fost toate la rând până în această ultimă zi, 10. Aurel, de la mine ai nota 10! Astăzi îmi pare rău că textul e așa de scurt și nu pot cuprinde tot. Dar cu 30 de puncte, Aurel a primit exact ce merita. Recunoașterea publică. Cuvintele sunt prea puține și de prisos. Noroc, ne pregătim de premieră. Hai să ne premiem între noi. Ta-da-dan, ta-da-dan, ta-da-ta. Mai tragi, hai, Moldova, dă-i lui Moldova. Hai, măi! Nu prea. Ne lăudăm între noi, ce mișto, cu ce penibil suntem. Cu câte 29 și anume de puncte, este și anume pe locurile 2 persoanele. Numite și sus numite. Zi, mami. Daniel a zis a lui Gheorfi. Așa. Și Mircea a zis a lui Zara.
cu 29 de puncte. Să fim, să iubim, să ne iubim. Aplauze pentru cele 29 de locuri și locul de împărțit. Vă mulțumesc, da? Că-s și arduna peste ceafă. Bine că nu mă bați. Dă trage cu ardu. Hai. Bine. Cine bun. Băi, mamă, cineva trage aici. Da, să vei că trage noi. Tragă ăștia, că dacă nu trage Marcu, tragă ea cu pistoarele. A început revoluția. Bun. Să vă anunțăm locul 3. Da. Deci tu ai zis că nu vrei premiu dacă îl iei, că mi-l dai mie. Da. O diferențiau îți dau ție. Pe locul 3. Și totodată. Și de mine. Nu, nu auzi că... Și totodată câștigător de, câștigător de la puncte, locul 3. Da. De locul 3, da. Câștigător de locul 3. Cu și anume... Bă, să nu zici 30 de puncte. Nu înțeleg. Hai mă, dă-o! Cu și anume... Îl împart cu cineva și am făcut-o cu mare suflet, cu mare colegialitate. Am simțit că Roxana, ca și femeie, își dorea mai mult decât mine acel premiu. Cred, dacă e să mă întreb sincer, că Aurel a fost ceva mai bine decât Roxana. Eu sunt un culant, un generos, un om care știe să facă cuiva, celui de lângă el, o bucurie. Hai să dăm noroc! Păi, Aurica, am fost... Bravo, mamă! Aurica, hai! Simpatici, bravo! Bravo. Suntem, ajunge în prietenii mei. Eu sunt fericit că mai am încă 3 prieteni. Nenea Horia, te-am pupat! Multă baftă și sper să Horica, te mai chemați! Horica, sper să te mai chemați și cu altă ocazie! Hei! 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 Sunt fericită că am câștigat! Dar am fost cea mai bună! Toate cele bune, mulțumesc cireașa de pe tort! Și rămâneți cu ochii pe prima. Avem ulei, avem ouă, avem sănătate. Roșii, avem lămâie. E mare farsă. Mă și întreb, ce o să zic acum domnul Vârlan când o să vadă? Du-te la consilier, la teatru, oriunde, nu mai intra în bucătărie. Nu! Am gătit. Iar mă iei cu chestii de-astea mai dar gătit. Am bătutură. Așa că, poftă! Ce-ai fi căutat eu aici? Poftă! Bună!